El beneficiază de recuperare în centrele de zi din sectorul 6 și au făcut de la un an jumate, doi, de când se prindea de ziduri și nu voia să intre nicăieri. Îi desprindea mânuțele, intra, explora, plângea puțin, explora, după care e ca și cum n-a fost. Cum? Nu, ei nu pot să gestioneze emoțiile. Ei nu au această alegere. Deci aceasta înseamnă conștientizarea autismului. Exact. Să înțelegem că sunt altfel. Exact. Și eu decid cum să am o reacție la un lucru care mi se întâmplă. Ei nu au această capacitate de gestionarea emoțiilor, de înțelegere a ce se întâmplă cu ei. Așa. Priviți autismul cu inima, da?